Bun găsit! Astăzi vom vedea cum putem utiliza aplicația Meet în procesul didactic. Am creat clasa în orele anterioare, suntem noi și elevii în clasă, vrem să ne vedem și să ne auzim. Putem face asta pe Meet. Meet este o aplicație din platforma G Suite sau Google Workspace for Education. Accesăm Meet din pachetul de aplicații al platformei, din colțul din dreapta sus, știți de unde accesăm aplicațiile, suntem conectați cu contul de școală. Putem iniția o întâlnire în mai multe moduri. Putem să trimitem un link pentru mai târziu, putem să creăm o întâlnire instant, putem să o programăm cu ajutorul calendarului. Observați setări pe care le putem face înainte de a începe întâlnirea. Înainte de a intra în întâlnire, găsim o antecameră. Putem invita participanții la întâlnire, trimițându-le link-ul întâlnirii. Poate fi numai partea de după slash-ul acesta. Poate fi trimisă. Am început întâlnirea. Putem face setări privind microfonul deschis sau închis, privind camera. Voi intra ca invitat cu un alt cont în această întâlnire. Trimit invitația către contul celălalt. Pentru ca intrarea invitațiilor la întâlnire să nu producă întreruperi, putem seta microfonul tuturor să fie pe mut. În calitate de inițiator al întâlnirii, putem seta termenii întâlnirii. Aceștia, uitați, putem să share-uim ecranul, deci pot să share-uiască ecranul invitații, pot să trimită mesaje pe chat, dacă le permitem acest lucru. Putem permite să trimită mesaje în chat, așadar, orice participant din întâlnire, acționând pe butonul acesta și îl fac să fie de culoare verde. Scrierea de mesaje în chat are rolul de a nu întrerupe vorbitorul, să se anunțe intervențiile în întâlnire, să se facă diverse anunțuri. În bara de jos sunt mai multe butoane, printre care cel de ridicare a mâinii, pentru a anunța o intervenție în întâlnire. Un buton important este acesta, Present Now. Cu ajutorul lui vom putea prezenta ecranul nostru sau doar o fereastră din ecran. Am acționat butonul Present Now, vom prezenta deci ecranul. Vom distribui ecranul nostru, Share, către toți participanții la întâlnire. Butonul Share se activează cu click pe fereastra din mijloc care s-a deschis. Participanții la întâlnire vor vedea tot ce lucrez eu pe ecran, tot ce văd și eu. Voi putea vedea participanții la întâlnire dacă aceștia au camera deschisă și observați, aia este camera deschisă. O regulă de politețe în întâlnirile online spune că invitații trebuie să aibă camera deschisă și microfonul închis. Sunt conectate de pe două dispozitive în aceeași întâlnire. Setările pe care le pot face ca și inițiator de întâlnire, host, acționând butonul 3 puncte din dreapta jos, vom descoperi mai multe comenzi pe care le putem acționa în timpul întâlnirii și le vom enumera pe rând pe acestea. Pentru a înregistra întâlnirea, acționăm butonul Record Meeting. Vom putea înregistra doar dacă fiecare participant este de acord cu acest lucru. Dacă nu este de acord, acesta poate părăsi întâlnirea. Putem seta modul de prezentare pe ecran al participanților și numărul de participanți pe care îl vedem pe ecran, acționând butonul Change Layout. Putem accesa o tablă. Vom prezenta tabla într-un episod viitor.
Acționând butonul Background, putem schimba imaginea care se vede în spatele nostru. Este o opțiune foarte utilă. Acționând butonul Lacăt din dreapta jos, vom putea face setările întâlnirii. Este o altă posibilitate de a face setările. Putem părăsi întâlnirea pentru o scurtă pauză sau putem închide întâlnirea. După ieșirea din întâlnire, vom putea da un feedback despre cum a decurs din punct de vedere tehnic întâlnirea. O altă opțiune de a iniția o întâlnire este aceea cu ajutorul calendarului, așadar. Accesăm calendarul, vom da un titlu evenimentului pe care îl creăm. Stabilim vizibilitatea întâlnirii, cine poate vedea. Uitați setări aici pe care le putem face. Stabilim intervalul de timp la care are loc întâlnirea, în care are loc întâlnirea. Deci momentul când are loc întâlnirea. Stabilim modul cum vor fi anunțați invitații, dacă vor fi notificați înainte de întâlnire. Putem invita la întâlnire elevii unei clase, în chiar sala lor de clasă. Întâlnirea a fost programată, invitații vor fi anunțați prin e-mail și notificați cu 10 minute înainte. Vedeți că am făcut aceste setări. Vă doresc succes în întâlnirile viitoare. Sunt profesor Mândița Baias din Baia.